De ce să nu pui muzică de fundal la vlog, tutoriale sau cărți audio? Salutare! Astăzi vorbim despre un subiect pe cât de interesant, pe atât de mult ignorat. Deseori pățim să ne uităm la un vlog sau la un tutorial sau, sau să ascultăm o carte audio sau chiar un podcast care are muzică de fundal. De cele mai multe ori nu se potrivește să ai muzică de fundal sub asemenea materiale. De ce? În primul rând, dacă acele materiale sunt înregistrate oarecum amatoricește, gen cu telefonul, cu laptopul, cu microfonul camerei cu care filmezi, cu un DSLR sau un mirrorless, de cele mai multe ori înregistrarea este, hai să zicem, nașpa. Nașpa în sensul că uneori e ok, ca să nu se complice omul, e bine și așa, dar dacă mai pui și muzică de dedesubt, nu se mai înțelege nimic. Eu te urmăresc pe tine pentru conținut. Dacă pui o muzică de dedesubt, e posibil, în primul rând, să nu înțeleg ce vorbești. Asta e primul lucru cel mai nașpa. Al doilea lucru nașpa este că mie poate nu-mi place muzica ta. Eu poate că în timp ce ascult voce, eu îmi pun o altă muzică de fundal la mine în cameră și nu vreau muzica ta. Cele două, bineînțeles, că nu s-ar potrivi. Ar fi și mai nașpa. Apoi, de multe ori aceste materiale sau foarte mult înregistrează, dacă înregistrezi cu telefonul sau cu microfoanele camerei, fără să ai o lavalieră sau un alt microfon dedicat și așezat special pentru a capta bine vocea, ca să nu mai zic că nu-i mai faci o procesare ulterioară acestei înregistrări vocale, te vei trezi cu un material final care nu are potențialul maxim de volum, ceea ce înseamnă că eu, ca utilizator, pe lângă faptul că abia înțeleg ce vorbești pentru că se aude muzica și vocea în același timp, uneori am împățit materiale, am întâlnit materiale la care să se audă prea tare muzica, deci aproape că mai tare decât vocea, și vocea se auzea așa, auzeam silabe printre bucăți de muzică. Deci m-am chinuit efectiv să ascult, plus că nu pot să dau mai tare decât îmi permite mie telefonul sau laptopul, de exemplu. Dacă ascult pe o stație de amplificare, poți să dai mai tare oricam, oricând. Dar pe telefon am un maxim și când ajung la cel maxim și sunt în oraș unde e gălăgie, e trafic, nu mai pot să dau mai tare. Deci, ca urmare, nu mai înțeleg și pierd firul. E foarte neplăcut să te urmăresc. Deci, în primul rând, nu se înțelege ce vorbești, în al doilea rând, poate nu-mi place muzica ta și, în al treilea rând, volumul total, general, va fi prea mic sau ar putea fi mai mare pentru că ar ajuta. Dragi telespectatori, întrerupem emisiunea pentru a da un exemplu. Eu folosesc pentru filmare un Canon M10, așadar, așa se aude vocea doar prin el, fără microfon extern, fără nimic. Iar după ce pun un pic de muzică, să fie și muzică din asta cu versuri și cu voce și să vedem atunci dacă mai înțelegem ceva. Deci nu e cea mai bună idee, se aude nașpa. Dacă să zicem că ești dintre cei care se ocupă de înregistrarea audio și au grijă ca ea să fie una bună sau foarte bună, adică un microfon lavalieră, un microfon extern poziționat corect, un recorder sau alte variante de a capta sunetul bine sau foarte bine. În cazul acela, pui muzică sau nu pui muzică? Dacă pui totuși muzică la un volum mult mai mic decât vocea, astfel încât să înțeleg foarte bine vocea, muzica va fi efectiv pe fundal și nu voi înțelege nici ce muzică este acolo și îmi va distrage doar atenția de la conținut, deși înțeleg ce vorbești. Deci ăla e cazul fericit cumva în care înțeleg ce vorbești, dar muzica mă distrage și oricum, fiind la un volum suficient de mic încât să nu deranjeze vocea, e prea mic ca să mai înțeleg ceva din muzica aia, deci nu își are sensul nici atunci. Deci cazul cel mai fericit pe care tu îl poți obține cu un oarecare efort, pentru că nu e la îndemâna oricui să obțină un asemenea rezultat, este o înregistrare vocală foarte bună, muzică de fundal ambientală fără voce la un nivel foarte mic, după care un mixaj al celor două și o masterizare impecabilă. Asta te-ar aduce la un nivel acceptabil. Acceptabil înseamnă că ar fi cumva cam ca la radio, da? Deci la radio auzi voce peste muzică, numai că băieții ăia știu ce fac acolo, deci e greu să ajungi tu să faci calitate de radio. Nu e imposibil, dacă ții neapărat poți ajunge să faci calitate radio, trebuie să te gândești dacă merită efortul și are vreun sens să faci acest lucru, ținând cont că poate domeniul tău de expertiză nu este acesta al înregistrărilor și al, nu știu, editării video sau eu știu, dacă cu asta te ocupi, atunci n-ai nicio scuză, trebuie să sune foarte bine. În schimb, de cele mai multe ori se întâmplă ca domeniul de interes al celor care fac astfel de
materiale să fie cu totul altul. Acesta doar să fie o cale de a promova materialele, de a transmite mesajul către cei care sunt interesați să asculte. Dacă totuși nu te poți abține și vrei musai să pui muzică, fără să există o explicație logică în acest sens, măcar asigură-te că pui o muzică care nu conține voce și care este o muzică liniștitoare și care să nu distragă atenția celui care ascultă ceea ce se vorbește. Măcar atât. Mai am un argument pe care vreau să-l aduc în favoarea acestei recomandări pe care o fac în acest video și anume e chiar ideea care m-a condus să fac acest video. Foarte mulți utilizatori urmăresc vlogurile, podcasturile, cărțile audio sau tutorialele pe viteză mai mare decât viteza normală de rulare. Playerele video permit modificarea vitezei, de cele mai multe ori și alte playere permit modificarea vitezei. Ca urmare, eu de multe ori ascult pe viteză ori 1,25 sau chiar ori 1,5, depinde cum este făcută înregistrarea. Acum vreau să-ți imaginezi cum sună toată gluma aia muzicală cu care te-ai chinuit tu la editarea vlogului, podcastului sau cărții audio. Mai ții minte desenele cu Chip și Dale? Deci cam așa, toată muzica aia o ia razna și e cel puțin haioasă și nu-și are sensul, deci numai pentru că îți place ție. Eu folosesc pentru filmarea un Canon M10, așadar așa se aude vocea, doar prin el, fără microfon extern, fără nimic. Plus că nu poți să presupui că cei care te urmăresc pe tine pentru mesajul pe care tu vrei să-l transmiți au aceleași gusturi muzicale cu ale tale. Dar faptul că ție îți place o melodie și tu ai pus-o acolo sub vocea ta, nu înseamnă că și ascultătorul va fi super încântat de treaba respectivă. Omul vrea să-și asculte muzica lui atunci când ascultă muzică și vrea să asculte podcast sau să se uite la un vlog atunci când se uită la un vlog sau ascultă podcast. Cred că invers. Respectiv invers ar fi. Am o excepție și câteva recomandări. De asta e puțin, tu ai dat subscribe la canalul ăsta de YouTube? Pentru că dacă n-ai dat, trebuie să dai. Trebuie să dai subscribe. Excepția ar fi meditațiile ghidate. Nu tot timpul, unele meditații ghidate merg foarte bine fără muzică, dar sunt de acord că unele meditații ghidate merg cu muzică. Și acolo contează ce muzică și contează felul cum este mixată toată chestia și cum e făcută toată masterizarea. Dacă utilizatorul final este deranjat de muzică, atunci ai o problemă. Hai cu recomandările. Prima recomandare, nu pune muzică pentru că lumea te urmărește pentru conținutul pe care tu îl transmiți și nu pentru muzica de pe fundal, care de cele mai multe ori poate să deranjeze. A doua recomandare, ai grijă la drepturile de autor. Nu ai voie să folosești muzică de fundal dacă nu ai drepturi de autor pentru muzica respectivă sau dacă muzica nu este royalty free, adică nu ai permisiunile scrise de a folosi în acel scop. O altă recomandare ar fi să folosești softurile de editare audio și video pentru a procesa semnalul per total la final. Adică după ce îl editezi, că decupezi bucăți din el și le alipești în altă parte, dar la final e nevoie să faci o procesare audio. Fie că folosești un software de procesare audio, de editare și procesare audio, fie unul de editare video, chiar și cele de editare video de multe ori au în ele efecte audio. Și acolo ai limitator de semnal, compresor de dinamică, poate gate, poate egalizator. Poți face foarte multe lucruri, trebuie doar să înveți un pic să le folosești și poți aduce nivelul sonor și calitatea sunetului la un nivel mult mai bun decât ar fi fost lăsate de izbeliște, să zic așa. Ultima recomandare pe care vreau să-ți o fac în acest video este, dacă se poate, prin procesarea de care vorbeam mai devreme, să aduci nivelul volumului vocii la același nivel cu volumul genericului de la început și de la final. E destul de deranjant ca genericul să fie înregistrat puternic pentru că ai pus acolo o melodie înregistrată bine, după care vine partea de voce unde volumul scade foarte mult pentru că probabil că n-ai făcut procesarea aia de care vorbeam mai devreme, iar la final tu stai liniștit și asculti și când se termină, iarăși brusc te lovește un volum mare pentru că vine genericul de la final care este la același nivel cu cel de la început, fiind probabil aceeași melodie, aceeași muzică. Așadar, e posibil prin acele compresoare de dinamică să aduci totul la un nivel mai uniform și să fie mai plăcută, să faci experiența utilizatorului ceva mai plăcută. Acestea sunt, desigur, părerile mele. Dacă tu vrei să faci în mod diferit, nu te oprește absolut nimeni. Dacă crezi că ai nevoie să te ajut cu ceva pentru a procesa sunetul la diverse materiale pe care tu le creezi,
scrie-mi un e-mail sau lasă-mă un comentariu mai jos sub acest video și încerc să te ajut dacă întâmpini probleme. Așadar, nu ignora importanța sunetului dacă îți pasă de cei care te urmăresc.